Domnule Popovă, sunteți proaspăt numit în poziția de director tehnic al Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova. Cu ce gânduri porniți la drum în această nouă postură? N-aș putea spune că, eu știu, o nouă postură din punct de vedere al ierarhizării mele, eu știu, numirii în această postură, dar împreună cu cei care lucrează la centru sperăm să implementăm un program bun ca jucătorii legitimați la centrul nostru să promoveze, să progreseze cât mai bine și să ajungă la prima echipă. Care sunt principiile de la care porniți această muncă cu tinerii? Pentru că toată lumea știe, juniorii sunt practic viitorul unui club de fotbal. Plec de la principiu că omul sfințește locul, iar dacă vom reuși să muncim cu copiii, să-i aducem să înțeleagă ce înseamnă fotbalul profesionist, cu siguranță vom reuși să aducem cât mai mulți jucători în prim planul performanței. Care este strategia Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova în ceea ce privește selecția și promovarea tinerilor de la o grupă la alta? Ca strategie diferă de la grupă la grupă, vă dați seama. Pentru început ei vin ca o ia ca un mijloc de recreere, de mișcare, iar ușor-ușor cei care au talent și vor să devină jucători profesioniști, lucrurile se schimbă. Deja avem dovada faptului că tinerii din propria pepinieră pot face pasul spre echipa mare. Practic am avut chiar de curând încă un debut în primul 11 al Universității Craiova în Liga 1. Este și acesta un mesaj bun pentru tineri că la Craiova este locul potrivit să-și înceapă o carieră? Cred că este un exemplu, pentru că la Craiova tot timpul au fost jucători de mare valoare, iar pe zi ce trece, jucătorii care merg la echipa, la prima echipă, confirmă speranțele puse în ei și talentul de care dau dovadă, reușesc să se impună la prima echipă. Practic, ca exemplu personal, ați plecat de la junior și ați mers până către prima reprezentativă. Ce le transmiteți din experiența dumneavoastră tinerilor pe care acum îi aveți în grijă? Ce le transmit? Să fie cât mai serioși, iar dacă se dedică fotbalului, să o facă cu maximă seriozitate și profesionalism pentru a reuși în această carieră pe care și-o doresc să o facă. Vă propun să vorbim puțin și despre echipa a doua, echipa pe care o antrenați și care are rezultate foarte bune până în acest moment. Vă gândiți chiar la promovare? Ne gândim ca rezultatele să vină în urma unor meciuri bune. Cam asta este scopul. Scopul nostru și obiectivul principal este să creștem tinerii, ca ei să poată să fie o soluție reală, nu doar pentru antrenamente sau un debut de 5 minute pentru prima echipă. Chiar să pună probleme pentru a prinde primii 11 și a progresa până la urmă. Cam asta este scopul. Acum rezultatele vin în urma selecției făcute, în urma muncii, și este normal ca ei să se impună totuși în multe meciuri la nivelul diviziei C, pentru că ei trebuie să joace la un nivel mult mai ridicat. Încet, încet vă pierdeți cu ghilimele de rigoare dintre jucători. Poate una dintre pierderile cele mai importante este Andrei Bolacu, care acum pare să se impună din ce în ce mai mult în lotul primei echipe. Pentru asta suntem angajați aici, să pierdem cât mai mulți jucători în meseria asta noastră, să pierdem cât mai mulți și ei să reușească. Burlacu este doar o dovadă a capacității sale de a se antrena, de a fi serios, și cu toții ne suntem bucuroși când un jucător urcă la prima echipă și face meciuri bune și ajută prima echipă să câștige. Este un câștig pentru noi toți ca și club. Pe ce alți jucători mai pariați că vor face în perioada următoare primii pași în Liga 1, pe gazonul Ligii 1? N-aș nominaliza, pentru că ar fi
sunt fluctuații destul de mari la nivelul juniorilor, să poți să nominalizezi un jucător sau... Important este ca ei să muncească indiferent de, nu știu, dacă debutează rău sau o fac bine, trebuie să înțeleagă că trebuie continuitate pentru a reuși să se impună la nivel profesionist, la un nivel bun. Altfel, cam asta este mesajul pe care îl transmit tuturor copiilor.